Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. Astăzi suntem într-o vizită în Dubai. După cum vedeți aici clădirile astea, probabil mulți dintre voi le știți. Ia să vedem ce scrie aici. Vișca, 140 de metri. De zice cât are clădirea, numai că e pe altă limbă, naiba știe pe ce limbă e. Deci hai să începem cu începutul. Aici avem o mică grădină. Foarte frumoasă, nu are nimic în ea. Adică are o piscină și cam atâta. Bun, deci asta e o mică grădină, cea mai neinteresantă parte din harta asta. După care avem aici o construcție care nu am nici cea mai mică idee ce e. Hopa, am zburat. Mamă, ce m-am dus. Îl scrie pe aici. 13 metri, redness. Nu am idee care e faza. De ce scrie pe limba asta? De ce nu putut să scrie și el pe engleză, băi? Aici probabil să explicați, e un fel de info. Uite că scrie ceva. E un fel de info pentru hartă, bă, nu ies doar că pe o limbă ce nu pot descifra. Aici avem aparent o clădire, tot ceva de genul. Vă dați seama câtă răbdare au avut oamenii ăștia? 13 metri. Opa! Unde am ajuns? Am ajuns într-un nether făcut tot de ei, what? Au până și nether-ul lor, deci ăsta e nether-ul din Dubai, ca să înțelegeți. What? Nu știu ce-i cu semnele astea, în fine o să mă duc înapoi, chiar n-am nevoie să intru în nether-ul din Dubai. Ok. Am intrat și aici. Uite, harta, bă. Serios? Las eu. Foarte tare. Uite, ăsta e Dubai, cam așa arată. Mapa spawn-ul. De ce e pe limba aia? Bun, hai să dăm pe fly, să zburăm un pic. Chestiile astea probabil nu au nicio legătură cu harta. Da, pur și simplu nu mai spart. Deci cam așa arată spawn-ul. Bun. Și cam asta e prima clădire interesantă. Și dacă nu mă înșel, da, ăsta este Burj Khalifa. Cum te spawnează direct la Burj Khalifa aici. Burj Khalifa fiind cea mai înaltă clădire din lume, din câte știu. Hai să vedem ce-i prin ea. Opa, ce-i cu ăsta, bă? De ce m-am încetinit așa? Oare ne putem duce la etaj sau ceva? Sau doar aici la parter? A, nu are etaj, am înțeles. Adică are cumva făcut așa, dar nu e nimic interesant. Hai totuși să încercăm să mergem până sus. Oare putem sparge din ea? Da, uite că putem sparge harta. Nu-i bine. Nu vreau să sparg Burj Khalifa. Acolo scrie online. De cât timp ești online? Cred că n-am idee, nu știu de ce, sincer. Uite bă că aici sunt scări. Deci poți ajunge, cred că, cumva pe aici. Cred că de pe... Ia stai un pic. Care e faza cu astea? Nu înțeleg care e faza cu astea, dar în fine. Hai să mergem pe scări. No, mai bine prefer să zbor. Vă arăt mai repede așa. Uleu, cât-i. Bun, suntem în vârf, dar hai să fim în vârf aici. Stai că mai e un pic. Uite că... What? Ați văzut cum s-a schimbat chestia asta? Opa, am picat. Și cam așa arată. Uitați-vă unde sunt norii, deci ca să vă dați seama, norii sunt atât de jos, opa. Nu înțeleg cum se schimbă asta. Atât de înaltă e clădirea asta, cea mai înaltă clădire din Minecraft, probabil dacă e și din lume. A, uitați, chiar în mijlocul parcului, de aici putem vedea totul cum trebuie. Asta e harta. Asta e Burj Khalifa, să-l vedem un pic mai de la depărtare. Au, de capul meu cât de înalt e. Bun, deci asta a fost Burj Khalifa, cea mai înaltă clădire din Dubai și din lume. O să ieșim din parc și o să dăm de turnurile astea. Asta e să nu greșesc, că am aici, o să vă las și linkul la hartă în descriere. Astea sunt turnurile Emirate. Ok, astea sunt fel de apartamente, din câte știu eu. Cam așa arată, sunt două turnuri gigantice, bineînțeles, doar că nu sunt cele mai gigantice. Și aparent nu le-au făcut egale, oare nu sunt egale? Cam dubios. Este ceva... A, uite cum a făcut liftul, mă, cu apă. Dar că nu știu să urc, sincer să fiu. Să întrap. What? Ce naiba se întâmplă? A, uite, așa se urcă, mă. Deci unde am ajuns? Stai, nu mai înțeleg nimic. Unde am ajuns? Nu. O să prefer să urc eu singur așa frumos. Uite, vedeți ce se întâmplă acolo înăuntru. Putem intra aici la ultimul etaj? Nu putem. Dar nici nu avem ce să vedem pentru că e gol înăuntru.
Cam atât de înaltă e și asta și bănuiesc că asta e o copie la fel. Ba nu e la fel, mă. Este că aici cred că putem zbura, mă, adică să notăm până sus de tot, ia să vedem. Mă duce până sus. Am, nu mai înțeleg, în fine. Da, bă, uite, a, n-am ajuns sus. A, ne putem opri la ce etaj vrem noi, bă, aici, n-ai bă știe la ce etaj sunt. Era fain să numeroteze un pic și etajele. Hai să mergem și mai sus. A, mai sus pe aici, da, 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 am înțeles. Și am ajuns sus, mai e, mă, mai e. Doamne, oare cum se vede de aici? Nu, nu, prin direcția asta, pe aici. Nici pe aici, pe partea asta. Ah, nu se vede foarte fain, din păcate. Aoleu, nu m-am dus cum trebuie. Așa, pe aici, bun. Am ajuns? Nu, încă n-am ajuns sus. Bă, dar cât de înaltă, ui. Am ajuns sus. Doamne, ajută. Ui, aici ne putem pune și ne ascundem aici de dușmani. De prădători. Deci astea sunt turnurile emirate. Oare cum pot să mai ies de aici? Asta e întrebarea. Nu aș vrea să sparg turnul. Uite, pe aici putem și ieși. Am ajuns la ieșire cumva? Da, mă, da, chiar am ajuns direct la ieșire. Foarte tare turnurile. Unde e celălalt? Aici, a, uite, acolo. Unde e, bă? A, uite, aici amândouă. Bun, deci astea sunt turnurile. Oricum, aici mai tare. De fapt, nu știu neapărat. Hai să vedem, acum avem clădirea asta așa foarte ciudată. După cum vedeți, e așa ca o spirală. Hai să vedem cum se numește și asta, să nu zic vreo prostie. Deci ăsta se numește Turnul Caian. Bănuiesc că pronunț bine, acum nu știu. Puteți căuta poze pe Google, pe Gulu Gulu, dacă știți videoclipul ăla, Gulu Gulu. Și o să vedeți că chiar seamănă foarte mult cu turnurile din realitate. Care e faza cu astea? Interiorul n-am nicio idee, dar exteriorul vă zic eu că seamănă foarte mult. Ce? M-a respawnat practic. Care e faza aici? What? Mă pot urca pe astea? E dubios rău, sincer. Hai să mergem și aici până sus. Mam. What? Pe aici plutesc. Aici nu sunt eu cu... Sau? Ba da, mă, sunt eu cu fly. Doamne, nebun sunt. Cu creative, adică. Cam așa arată. Bă, vă dați seama câtă răbdare au putut să aibă oamenii ăștia să facă așa ceva? Și-o pus-o la download pe Mocha foarte tare. Uite ce fain se vede și ăla. Trebuie să mergem și la ăla. Nu înțeleg care e faza cu ăstea, sincer. Trebuie să facă ceva, dar n-am idee ce. Dacă vă întrebați ce-s cu bulbuce ăștia ce tot sar din mine, este din cauza că avem efectul de speed. Gulu, gulu. A, de asta ne respawnează, mă, acolo când cădem. Uite, bă, avem și un vânzător. Jackies. Cred că așa cheamă pe ăla ce-a făcut harta. Oricum vă las în descriere să o downloadați și voi dacă vreți. Foarte tare și turnul ăsta. Deci e genial cum e făcut pe exterior. Ăstea sunt importante, nu interiorul. Uite, bă, că aici mai era ceva ce am ratat. Care e faza cu ăsta? E un balcon. Ba, nu e balcon. Chiar ar fi putut să facă un balcon. Era tare. Deși probabil așa se în realitate, deci nu au balcon. Uite, aici putem sta, aici putem face o terasă. Să mai bage de la el, gen să pune aici o măsuță, ceva. Putem construi și noi? Da, bă, uite că pot construi și o chestie pe aici. Ca să vă dați seama, cam și până și turnul ăsta e mult peste nori. Și cam toate turnurile sunt ori în nori, ori peste nori. Hai de capul meu. Foarte tare și ăsta în spirală. Bun, să trecem la următorul. Care, sincer, arată foarte tare, dar nici eu nu am idee ce e. Oare e măcar ceva? Nu cred că e nicio atracție, pur și simplu e un turn, așa. Astea toate sunt niște turnuri, așa cred că sunt niște blocuri de locuințe, practic. Toate 4-5 câte ori fiu, este în H. Foarte tare. Vă dați seama ce există în Dubai? Cine a fost în Dubai? Să lase un comentariu acolo. Uite, ăstea sunt exact până în nori. A fost, băi, cineva în Dubai de aici? Eu, sincer, nu. Și mi-ar plăcea să merg odată. Hai să vedem. Filmăm de 9 minute. Bun, bun, bun. Și cam așa arată. Astea sunt blocuri de locuințe. Putem intra în ele? Aș vrea să intru în H-ul ăsta. Ce să pot intra în el? N-ai cum. Pe partea aia probabil, că în celelalte am văzut că merge. Da. Uite, au și în mijloc aici o statuetă, ceva. Foarte tare harta. Cine n-aibă are răbdare să facă așa ceva? A, putem intra, dar doar la parter. Ca să mergem la etaj, va trebui să zburăm.
A, și nu sunt făcute și camerele și atât, am înțeles. Bine, poate nici nu sunt în realitate. Eu zic și eu, după cum cred eu, că cine naiba are bani de Dubai, să fim serioși. Aici o chestie foarte interesantă. Ce-i cu ăștia vânzători? Petr, Iosef, Karel, pe tine cum te cheamă noi? Jean. Jeane! O să-ți dau una. O, luță-mi spar blocul în pa... Uite că l-am făcut să evadeze pe Jean! Jeane, treci înapoi, Jeane! Aulule, strigă ăștia harta de tot. Bine, oricum e harta mea, practic, pentru că sunt un single player, nu sunt multiplayer, deci pot să stric aici orice, nu contează, nu afectează pe nimeni. Și, a, cum am dau seama, ăsta este cumva molul? Ia stai să văd, dar parcă da. Da, mă, deci ăsta de aici este molul din Dubai. Foarte tare, ia să vedem cum arată molul. Uite, are niște morcovi. Are legume prin mijlocul molului. Aici sunt magazinele. Foarte frumos. Deși parcă e cam micuț molul pentru dita mai orașul ăsta. Cu clădiri gigantice. Bun, și astea bănuiesc eu așa că sunt clădiri de apartamente sau poate sunt pentru firme și birouri și nebunii din astea, chiar nu știu. Cine a fost în Dubai să-mi zică și mie că sunt curios și eu. Ok, deci v-am prezentat Burj Khalifa, v-am prezentat turnurile Emirate, turnul Cayman sau cum se numea, stai să nu vorbesc, Cayan, nu Cayman. Deci turnul Cayan și mai avem Burj Al Arab. Aia e cea mai interesantă, cred că. Astea sunt niște blocuri, pur și simplu. De aș face eu un blog din ăsta în lumea mea, mamă, mamă. Ar fi interesant, nu știu ce să zic. Bun, deci cam așa arată harta și practic aici o să mergem pe o insuliță unde avem Burj Al Arab. O altă clădire foarte cunoscută din Dubai. Deja probabil o știți și voi așa după... Hai să arunc ăsta, mă. Sunt un panda în Dubai. Ce tare. Probabil o știți și voi de pe internet, chiar dacă n-ați fost în Dubai, să fim serioși. Uite, bă, că aici nu mai am efectul ăla, bă, am ieșit din efectul ăla de speed. Ce tare. Doare dice. Nu-i bai, avem creative-ul. N-are intrare. Ăștia bănuiesc că scări. Dar o intrare propriu-zisă n-are, a? Nu, n-are. Hai să vedem, oare și putem urca pe ele? Ci că 3, 4, 5, 6, ce costă? Nu putem urca pe ele, dar... Hai că mă urc eu cu creative-ul, nu știu care e faza cu astea. The same. The same. Nu înțeleg ce vrea cu ălea. Mamă, dar uitați cât de tare e făcut. Ce era acolo jos? A, o pancardă de aia la fel. Câtă răbdare poți să aibă? Mergem sus de tot să vedem. Și după aia trebuie să și intru un pic în clădire. Deci aici suntem sus. O să-i fac o gaură să intru în ea, că altfel n-ai cum. Dar nu știu pe unde, uite. Nu pe aici. De fapt prin spate, că prin spate nu mă interesează. Și asta o depăși norii. Uite, pe aici o să sparg două geamuri. Nu e de ajuns? Ești nebun? Mai sparg unul. Bun. Îmi pare rău, trebuie să sparg trei geamuri. Am intrat în clădire care aparent e goală. Celelalte aveau câte ceva în ele, asta e goală. Deci de aia n-are intrare. S-a ocupat băiatul mai mult de exterior, sau băieții, sau fetele, sau naiba știe cine a făcut harta asta. Uite bă că mi-am amintit pe unde am intrat. Dar n-ai ce reproșa. Păi ca că nu e luminată, nu înțeleg de ce nu e luminată, uitați-vă ce frumos. Dar oare cum a făcut lumina asta? Sunt întreb prea de înțeleg cum o tras aici atâta lumină, pe tufișurile alea. Deci uitați-vă cât de tare arată Dubaiul și Burj Al Arab acolo, pe care îl cam strică un nor, acum că a intrat un nor în el. Bun. Cam ăsta e Dubaiul, eu sper că v-a plăcut episodul. Dacă mai vreți episoade de genul în care vă prezint așa o hartă sau naiba știe ce mai găsesc eu pe acolo sau caut minigame-uri gen Find the Button, știți voi mai mult decât mine, îmi spuneți în comentarii dacă mai vreți așa. Sper că v-a plăcut episodul, nu uitați de like, share, subscribe, comentariu, clopoțel, follow pe Instagram, ovidiu.700. Ăsta e Dubaiul, hai să mergem să-l vedem încă o dată foarte frumos, păca cu norii ăștia. Este de fapt time set day. Ai de capul meu, puteam să vi-l prezint pe zi și eu vi l-am prezentat pe noapte. În fine, nu-i bai, nu contează. Doamne ajută,
ne vedem data viitoare. Salutare!